Pierderi uriașe din taxele și impozitele pășcănenilor pentru întârzierea a două investiții importante pentru comunitate. Primăria Pașcani a achitat în luna martie 106.150 de lei, iar din luna iunie are de plătit 103.083 de lei, dobânzi pentru un credit contractat anul trecut de la Trezoreria Statului. Până la sfârșitul anului mai sunt programate încă două plăți, tot pentru dobânzi, de 97.658 de lei și respectiv 91.320 de lei. În total, numai pentru acest an, suma care trebuie achitată pentru dobânzi la un credit care nu este folosit este de aproape 400.000 de lei. Este foarte posibil ca aceeași situație să fie și în prima parte a anului viitor, până când vor începe lucrările la cele două proiecte și vor fi făcute primele decontări. Conform scadentarului, pentru primul trimestru al anului 2023 sunt prevăzute dobânzi de 84.920 de lei, bani care de asemenea vor fi achitați din taxele și impozitele pășcănenilor. Tot de la bugetul local sunt achitate și ratele pentru rambursarea creditului, câte 549.999 de lei, odată la 90 de zile până în anul 2026. Prima rată trimestrială a fost în martie, iar următoarea în luna iunie. Până la sfârșitul anului erau programate la plată 4 rate în valoare totală de aproape 2,2 milioane de lei. În total, efortul municipalității pentru anul în curs este de 2.598.121 de lei de la bugetul local, cheltuiala care se justifică dacă începeau cele două investiții, amenajarea noului cimitir și modernizarea pieței agroalimentare din zona Vale. Cum împrumutul stă blocat și necheltuit în conturile primăriei pentru că nu au început investițiile, municipalitatea are numai de pierdut. Consilierii din opoziție consideră că principalii responsabili de această situație ar fi cei care conduc astăzi primăria Pașcani, pe motiv că nu și-ar fi asumat o serie de măsuri și decizii la timp, iar calculele privind investițiile și finanțarea lor ar fi fost estimate greșit. Mai exact, în momentul de față, municipalitatea folosește banii care puteau fi repartizați pentru alte investiții, cum ar fi, de exemplu, reabilitarea lacului Peștișorul, pentru a achita rate și dobânzi la un credit care nu este folosit. Un alt paradox îl constituie împrumuturi luate fără să fie utilizate. În 2-a 3-a 2022, la împrumutul de 10 milioane de lei făcut, deja s-a achitat prima rată de 550.000 de lei și urmează a doua rată în 2-a 6-a, deci la 3 luni, la fel de 550.000 de lei, iar dobânda anuală este de aproximativ 400.000 de lei. Deci noi împrumutăm bani din bancă, nu-i utilizăm sau nu ne facem bine temele să vedem când pot fi utilizați banii. Deci am împrumutat, n-am utilizat niciun leu din credit și deja plătim, rambursăm și plătim dobândă în continuare. Deci procedura la împrumuturi este în felul următor. Deci îți stabilește exact graficul de rambursare, funcție de modul cum ai la tragere, de modul cum ai nevoie de bani. Deci dacă ai făcut împrumutul astăzi și banii îi folosești peste 6 luni, la un exemplu, sigur că nu faci tragerea banilor, o faci imediat după încheierea contractului, ci o faci în momentul când ai nevoie de bani. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă în care consilierii PSD au cerut edilului diminuarea taxelor și impozitelor locale la un nivel apropiat de cel dinainte de majorarea cu peste 40%. Cunoaștem faptul că taxele și impozitele locale trebuie să majorate cu rata inflației, dar să aducem aminte pășcănenilor că am votat un proiect similar atunci, în anul 2020, ca apoi, tot în anul 2020, consilierii PNL și Pro-România, la inițiativa primarului, au venit și au trecut, prin votul dumnealor, o majorare foarte mare, nejustificată, a taxelor și impozitelor locale cu peste 40%. Greutatea, povara acestor taxe o poartă în primul rând agenții economici mici, dar în primul rând cetățenii, pentru că la noi în Pașcani nivelul de trai este unul destul de scăzut. O majorare substanțială, cum a fost
aceea de anul trecut, acumulată cu criza sanitară în care ne-am aflat, cumulată acum cu marea criză economică, dați-vă seama că ca și consecințe vor fi sărăcirea. Sărăcirea și în același timp poate fi chiar falimentul pentru mulți agenți economici din municipiul nostru. De aceea, noi am venit acum cu propunere de micșorare a acestor taxe, nu la minim, dar este o propunere decentă, astfel încât și bugetul local să primească din taxe și impozite suficienți bani pentru investiții, dar astfel încât să diminuăm impactul negativ al crizei economice în rândul cetățenilor. Răspunderea și prejudiciile ar urma să fie stabilite de inspectorii Curții de Conturi, iar eventualele pagube ar trebui să fie recuperate, au mai spus consilierii PSD. Sigur, Curtea de Conturi este cea care cu siguranță va analiza acest aspect și va lăsa probabil anumite măsuri de recuperare, pentru că se duce spre prejudiciu toată treaba aceasta. Dar pentru clarificare, eu invit primarul, știu eu, directorul economic să prezinte și o să cerem în scris cele două contracte de împrumut cu scadențar, cu toate anexele, ca să lămurim problema, să nu o pasăm de la unii la alții, unii să susțină una, alții să susțină alta. Contractul este clar, nu poate fi nici PSD-ist, nici PNL-ist, deci clar, acolo sunt lucrurile clare și nu pot fi schimbate. În același context, consilierii din opoziție au criticat precizările făcute de administratorul public Claudiu Bodoașcă, conform cărora creditul de la trezorerie trebuie privit ca un cont de economii. Ei au precizat că în situația unui cont de economii se acumulează, nu se plătesc dobânzi, așa cum se întâmplă în cazul împrumutului care nu este folosit. Eu mă refeream la creditul din tras pentru piață și este atins. Pe data de 3 martie 2022 s-a plătit o rată de 549.999 și o dobândă de 106.150. Pe data de 2 iunie urmează să se plătească din nou rată de 549.999,99 și o dobândă de 103.083. De la care bancă? De la trezorerie. Dobânda se calculează în funcție de robor. Da, la 3 luni de zile în funcție de robor. N-are nicio treabă cu investițiile. Iar astăzi, dumneavoastră, parcă ați semnat către Comisia de Împrumuturi o adresă care va ajunge la Comisia de Împrumuturi. Trage de credere înainte de grafic. Pentru că noi n-am știut că cei de la școală, Bucurători, s-au mișcat foarte bine, iar lucrările vor fi terminate în curând, astfel încât noi am făcut grafic 2 milioane anul acesta, 2 milioane la anul. Astăzi, domnul primar a semnat o adresă prin care solicităm ca tragile de anul viitor să fie devansate, să le tragem anul ăsta. Deci creditul de la BCR va fi luat, sau să spunem, consumat anul acesta. Cel din trezorerie va fi consumat atunci când vor începe cele două investiții. În momentul de față, proiectul de modernizare al pieței din zona Valei este blocat după ce societățile care au câștigat licitația pentru proiectare și execuție au estimat un deviz de lucrări de circa 21 de milioane de lei, mult mai mare decât valoarea contractului de 7,1 milioane de lei. O parte din cheltuielile suplimentare ar fi în urma creșterilor prețurilor la materiale și cu forța de muncă, altele în urma solicitărilor făcute de reprezentanții primăriei pentru completarea proiectului. Contractul a fost încheiat în primăvara anului 2020, iar proiectul a fost predat la sfârșitul anului 2021, cu jumătate de an întârziere, pe motiv că primăria nu a pus la timp documentele și clarificările solicitate de proiectant. De atunci se așteaptă o decizie de reziliere sau continuare a contractului și de clarificare a condițiilor. Menționăm că împrumutul a fost aprobat de toți consilierii locali, dar pe baza propunerii făcute de primar pentru finanțarea celor două proiecte, aflate acum în întârziere.